Deși afară a fost ceață, zeci de comercianți de mărțișoare au fost prezenți astăzi în prima zi a târgului de 1 martie pe Alea Eroilor din Parcul Tineretului. Începând de astăzi și până pe 8 martie, inclusiv 64 de comercianți vor fi prezenți cu mii de mărțișoare de toate felurile. Anul acesta se caută orice simbol al primăverii, iar în târg puteți găsi de la mărțișoare de duzină până la cele unicat. Cu ce mărțișoare ați venit anul acesta în târg? Cu aur, argint, pietre semiprețioase. Toate handmade? Toate handmade, da. Și la ce prețuri să se aștepte slătinenii? Între 3 lei și 100 de lei. Comercianții s-au pregătit cu mărțișoare pentru toate buzunarele și pentru toate gusturile. Oamenii știu că în primele zile clienții nu prea vin, așa că se așteaptă ca de dragobete să crească și vânzările. Cam la ce prețuri le vezi, ca să știe lumea cu ce bani vin? De la 1 leu până la 50 de lei. Și vă așteptați la vânzări bune? Să sperăm. Astăzi e prima zi, e cam gol. Da. Cam când credeți că vor veni mai mult? 24-25 încolo. Noi suntem aici, suntem pregătiți, așteptăm clienții. Marfă nouă, modele noi avem. Suntem pregătiți, sper să meargă bine și să avem o primăvară frumoasă. Văd că acum de cât pregătiți masa, unde sunt mărțișoarele? De joi o să ieșim, de Dragobete o să ieșim noi. Păi și astăzi ați venit în prima zi până joi decât pregătiți masa? Decât pregătim, da, doar pregătări. Unii comercianți se bazează pe clienții fideli și au venit cu mărțișoare pe gusturile lor. Pregătirile pentru târgul de primăvară încep cu câteva luni înainte. Iuțele. Cât ați lucrat la toate mărțișoarele? Păi cred că, să zic, vreo 4 luni, 5 luni. Vă așteptați ca anul acesta să vină slătinenii să cumpere? Eu am foarte mulți clienți. Fiind profesori, am și părinți de copii, am și colegi, am și de toate. Odată cu apariția soarelui și-au făcut timid prezența și clienții. Unii doar s-au uitat, alții au venit să cumpere. Cumpărați mărțișoare? Da. Știți exact ce vreți? Păi eu vreau de mână ta, uite, o brățară. Comercianții de mărțișoare spun că sunt pregătiți cu produse pentru toate buzunarele și pentru toată lumea, dar cel mai teamă le este de vreme, mai ales că meteorologii anunță în weekend precipitații.